Univers Podcasts. Este Prigojin dead man walking? Mulți ar spune lucrul ăsta. Păream să cred varianta asta, dar acum nu m-aș grăbi să pun verdict. Dacă Putin va lăsa acest lucru așa, lumea ce ar putea să creadă? Băi, în cazul ăsta s-a făcut de râs Putin? Acum, una e percepția pe care o avem noi aici. E adevărat, dar alta vedem faptele. În același timp, pe aceleași fapte, interpretarea e alta la Moscova. Sau alta în Occident. O revoltă ineficientă poate modifica cursul istoriei. Puțin, dar nici să punem să modifice. Deci da. Avem, în cazul ăsta, în cazul avem, ăsta, da. Nu știu, 3.000 de oameni. Câți erau? Reuters a zis că sunt 5.000. Toți cei care s-au uitat, au numărat, nici vorbă de 5.000. Ați văzut ce rănit a fost Prigojin când a spus că războiul era necesar pentru ca Șoigu să primească o stea de erou? Adică... Eu cred că el... De ce să primească Șoigu și nu el? Ei, aici e o problemă, să știți. Ține de mentalitatea oamenilor care au fost închiși în Uniunea Sovietică. De ce el să primească Șoigu și eu nu? Asta e? De ce l-ați fi ministru și eu nu? Deci eu trebuie să stau tot timpul în umbră, în planul și din să spate, nu ies. Să nu ies și eu în față sub lumina reflectoarelor. Vreau și eu o recunoaștere. Spuneți-mi, care este acel lucru de care se tem toți dictatorii? De militari, de răscoale militare, de ce s-a întâmplat acum în Rusia, dar nu s-a finalizat. Este Prigojin sau ar putea fi cadoul pe care îl merită Ucraina? Nu știm, nu știm. Nu știm cum se va decanta Prigojin și epopeea lui pe frontul în Ucraina. Dar există o variantă, nu știu, valabilă, adevărată, ca alternativă la Putin? Grea întrebare. Eu sper că există. Cred că se caută, nu se discută lucrul ăsta. Să nu ziceți că se gândesc la Lukashenko. Că tot ați pomenit de el. Nu, mai degrabă înțeleg că ar fi vorba de fiul lui Patrușev, care Nicolae Patrușev e șeful Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Cred că la nivelul elitei rusești, cred că încă nu s-au pus de acord asupra unor nume, asupra ce fac cu Putin. Cred că Putin încearcă să câștige timp, iese cu aceste declarații foarte favorabile armate, serviciilor secrete, dar eu nu exclu scenariul în care peste câteva săptămâni o să înceapă să zboare capete de general. Intervievista cu Florentina Fântânaru. Un podcast Zunivers. Bun găsit, sunteți la Intervievista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Trăim în timp real evenimente care poate la un moment dat ar putea deveni subiecte de bacalaureat la istorie. Invitat este domnul Arman Goșu, profesor universitar, doctor în istorie. Bun venit, domnule profesor, bine domnule doctor, găsit. Era cât pe ce să vă spun, dar e corect. Nu am pe nimeni astăzi, nici măcar pe Putin. Facem o disecție așa asupra Rusiei. Să vedem cum stă cu organele vitale, dacă mai funcționează, ce mai funcționează. Funcționează, dar nu foarte bine. Cred că de la alcool, sunt îmbibat în alcool și... Cred că aș zice altceva, domnule profesor. Cred că e îmbătat de putere, beția puterii. O să-l dovedească. Da, știți cum e. În urmă, timpul și biologia își urmează cursul lor. Deprecierea fizică, biologică e inevitabilă, așa că până și mari dictatori trebuie să se plece în fața evidenței, timpul nu iartă pe nimeni. Da, e prea devreme să se plece, după cum se vede. I-ați văzut tonul, ați văzut cum vorbește cu publicul lui. Dar mi s-a părut și faptul că tot a revenit săptămâna trecută de câteva ore așa, tot repetat în fața militarilor. Ba, parcă era o scenă, se turna un film cu Nikita Mihalkov în piața catedralei din Kremlin. Mi s-a părut în pierdere de viteză, mi s-a părut că execută niște exerciții impuse de alții, probabil de structurile militare, de cei care le conduc și pus
nu știu, ar fi exagerat să spun umilit, dar pus să pupe într-un fel inelul armatei, să spună cui se adresează, să mulțumească pentru că au salvat Rusia de la haos, nu? Ori tocmai aici e problema, că n-au salvat-o, că aceste instituții militare care trebuiau să intervină la marșul Prigojin n-au făcut-o și probabil cineva pe telefon i-a spus lui Prigojin ajunge, hai, întoarce-te înapoi. Dar stați un pic, să rămânem un pic la discurs, la faptul că el s-a arătat, a vrut să se arate. De altfel se și spunea că ar fi fugit. Probabil din cauza asta s-a și arătat mai des, nu? Cumva altfel decât de obicei. E total atipic pentru să se arate. Da, dar în condițiile astea în care spuneau unii și alții că a fugit Putin. Păi, a fugit și s-a întors. Deci oamenii, când a văzut că totuși Prigojin... Dar chiar credeți că a fugit? Eu nu exclud deloc varianta. Deci sunt mai multe surse rusești, dacă mă țin eu bine minte, săptămâna trecută a circulat mult informații sau frânturi de informații că el și-ar fi petrecut weekendul la Valdai, că avionul prezidențial a fost văzut decolând. Deci e foarte posibil, dacă nu chiar probabil, ca el să fi părăsit Moscova în timpul weekendului în care nu am avut acea odisee a lui Prigojin. Cum vi s-a părut? Erați acasă? Unde v-a prins? Păi m-a prins acasă și m-a băgat în priză pentru 40 de ore, pentru că de vineri, când au aterizat, când a început răzmărița, de când a postat pe canalul Telegram acel discurs cu acuzațiile foarte dure, că m-au bombardat, că Șoigu, Gherasimov, vii peste voi, o să chem procuratura, să... Și atunci era clar că începe ceva, era chiar mai dur, deși exerciții din astea foarte dure a tot făcut Prigojin. Și informații în timpul nopții că se deplasează coloane, iar a doua zi dimineață deja au apărut discursul lui, au apărut imaginile filmate în Rostov pe Don cu militari intrând în instituțiile respective și era ceva șocant pentru că acolo e Iujni Voienii Okruge, comandamentul militar zonal de sud. De acolo se comandă toate operațiunile războiului din Ucraina. Și era ceva și cum să, adică cineva să ocupe, deci era greu de procesat și nici n-au ripostat soldați, au intrat ca în brânză, o parte din soldați au depus armele, s-au alăturat, populația în oraș la început era destul de agitată, au filmulația acela din gară cu oamenii care încercau să prindă trenuri să plece din Rostov pe Don. Da. După care seara, când anunță că și-a retras trupele și că nu mai avansează spre Moscova, mă mai țineți minte cu acel SUV în care intră, face cu mâna, vin localnici, selfie-uri, toată lumea pe stradă, toată lumea. Era ceva ce cu greu am procesat, pentru că nu e greu să înțelegi, dar până la urmă, dacă stai să te gândești, seamănă cu Rusia, asta ține de specificul rusesc, acea dezordine, acel haos, acea stare de anarhie, nu, cine știe istoria Rusiei, vede ca un fir roșu lucrul ăsta. Ca un film. Timp. Aveam sentimentul că suntem într-un film. Misiunea imposibilă, nu? Era că misiunea imposibilă... Numai Tom Cruise face genul ăsta de film. Era posibilă misiune. A devenit imposibilă la un moment dat într-un mod foarte straniu. Cineva parcă a apăsat pe buton și așa, s-a întors. S-a fusit totul. Da, așteptările erau foarte mari și la sfârșit a uitat să scrie va urma. Episodul următor, deci mai degrabă sunt multe întrebări. Ce credeți că s-a întâmplat cu Prigojin? Greu, sunt multe speculații, sunt atât de multe speculații încât n-aș vrea să mă adaug și eu la lista celor care se... Mulți au zis, cel puțin prin România, că e un aranjament între Prigojin și... Da. Putin, că îi oferă lui Putin ocazia să schimbe pe Gerasimov și pe Șoigu. Putin e prea slab ca să o facă singur.
că ei doi, Putin cu Prigojin, se știu dintr-o altă viață, sunt prieteni, sunt apropiați și fac servicii unul altuia. Alții au zis că, de fapt, Prigojin e un agent american sau ucrainian sau... Deci, pe televiziune românești, nu știu celelalte, dar cel puțin pe celelalte românești, dacă te uita, să spun ceva, să strămure genunchii și se duce la culcare repede. Ceea ce s-a întâmplat în sâmbătă aceea, pe 24 iunie, v-a schimbat viziunea despre Putin? Nu mă așteptam la un Putin fără tare, adică pe Putin eu observ de aproape cum ar veni, l-am văzut la câțiva metri de mine înainte să ajungă președinte, era prim-ministru. Deci am văzut în toată această perioadă. Deci ce este el până la urmă? El este o conservă, e o cutie, e un obiect pus undeva și venerat de niște structuri. El e o creație a unor oameni. Dacă nu era Putin, era Ivanov. Dacă nu era Ivanov, era Popov. Dacă nu era Popov, era Sidorov. Deci un om care nu-i foarte deștept, dar care nu-i carismatic, nu ia decizii de unul singur, care ascultă, e pus în niște situații, dar ce în spatele lui, cine sunt oamenii care l-au împins în față să facă din el președinte, un lider important al poporului rus și în același timp un lider important pe scena globală, că totuși Rusia e o țară enormă, e cea mai mare din lume, o șesime din suprafața globului, e ocupată de Rusia, are un uriaș arsenal nuclear, are un potențial extraordinar, 147 de milioane de locuitori. Acum, că cineva vine și își bate de secole joc de potențialul acestei țări, ăsta e ghinion, nu e. Este Prigojin dead man walking? Mulți ar spune lucrul ăsta. Și eu, cum să spun, păream să cred varianta asta, dar acum nu m-aș grăbi să pun verdict. Noi avem informații puține despre foarte ce s-a întâmplat. Puține. Avem mai degrabă o sursă, este Prigojin. Multă vreme el a fost sursa care ne-a relatat ce se întâmplă. Și noi am preluat narativul propus de el. Acum a venit, săptămâna trecută a venit și Putin, dar deja Prigojin plecase în Belarus. A venit Putin de mai multe ori, dacă vă uitați și diferă relatările lui Putin. Și până la urmă e obișnuința lui Putin de a rescrie istoria, de a glorifica anumite instituții de regulă militarizate. Dar Putin, ca și Prigojin de altfel, nu e o sursă reliable pentru eveniment. Așa. Și o a treia sursă de asta dată, care este Lukashenko, care a avut săptămâna trecută o conferință de presă la Minsk și care a relatat cu niște detalii incredibile. Dar era pătruns. De ce spune? Ați văzut? Nu mi-a venit să cred. Mă uitam, l-am dat de mai multe ori clipul respectiv. E lung, povestește pe ore, cum l-a sunat Putin pe el, să-i raporteze. Și toți ceilalți se uitau? Dar rezulta că el e șeful. Da. Din acel discurs, nu cum l-a ținut el acolo, rezulta că el e șeful, că el a gestionat criza. El a gestionat criza, exact asta cuvântul, și că și Putin și poporul rus, toată lumea îi datorează. Și interesant că a numit Rusia de mai multe ori patria lui, adică el se consideră rus, ai patria lui. Nu știu dacă nu cumva asta anunță ceva, o mă gândesc. Bine, exagerez acum, cu totul forțez cu niște speculații care nu știu dacă și-au locul, dar gândiți-vă că și el e în campanie electorală, mai are vreo 7 luni până la alegeri, Putin are la rândul lui vreo 8 luni până la alegeri și unul și altul sigur o să facă alegerile pentru că trebuie să se revalideze ca idee și unul și altul falsifică alegerile într-un mod grosolan. Dar eu nu exclud cu totul, dar totuși nu, în momentul ăsta nu văd că sunt șanse mari ca o parte din elita rusească să decide să-l lucrească pe Putin cu Lukashenko și să pună bazele unui stat comun Rusia-Belarus. Cum ar fi asta? Asta e un plan vechi din 97-99, de pe vremea lui. Dar gândiți-vă totuși la faptul că Lukashenko a fost un pretendent la succesiunea lui Boris Yeltsin.
în 99, în timp ce era criză puternică la Moscova, Yeltsin, nu, sus amenința cu suspendarea, pică guvernul prima, a fost chemat Lukashenko de comuniști, Zhuganov atunci, opoziția comunistă, a fost chemat să țină discurs în Dumă. Și el s-a comportat de la tribună ca și când ar fi președintele Rusiei sau măcar viitorul președinte al Rusiei. Deci visul e vechi. Deci visul e vechi în cazul lui și de aici și competiția între ei. Adică dintre toți, dacă vă uitați, cel mai sigur pe cel mai bun actor Hollywood, Oscar, îl merită Lukashenko. Lukashenko e extraordinar. Domnule profesor, cum ar fi să fim martori și la această istorie? Da, este spectaculoasă, sigur că cred că cei mai mulți dintre cei care ascultă acest podcast s-ar putea să zică, da, știți, noi nu vrem să fim martori, noi am vrea liniște, am Bine. Vrea și noi să trăim o viață bună, ca nu? În Elveția, da, exact. Să ne plictisim de atâta liniște. Bun, nu e cazul, suntem într-o zonă mai tulburentă. Absolut. Iar ce se întâmplă în Est, în Rusia, după, hai să zicem, 2014, deci nu e ceva de ieri, de azi, sunt 9 ani de când se tot întâmplă, mergem pe 10 ani. Dar din ceea ce spuneți, mi se pare foarte interesant, mai mult în momentul de față, Lukashenko. Ne oprim puțin la el? Lukashenko ce trebuie să facă el acum? Pentru că, iată, poate să facă niște lucruri. În primul rând, ce credeți că... Cum se va gestiona povestea asta cu... Prigojin. O să lase Putin în seama prietenului? Trebuie să ținem cont de faptul că Lukashenko a fost salvat de Putin în august 2020 și au avut loc alegeri în Belarus, alegeri care au fost contestate în stradă. Și asta ce credeți că l-asigură de fidelitate? Revoluție. Deci e într-un fel obligat. La nivelul ăla aveți perfectă dreptate. Da, lucrurile, cum să spun, el gândește ca un politic. Dintre toate personajele, să știți că Lukashenko mi se pare cel mai vânos, hai să folosesc o expresie foarte colobială, așa. Mai mi se pare cel așa. Mai vânos ca politician. E interesant personajul. Acum, ce să facă el cu Prigojin cu care s-a pricopsit? Exact. Nu uitați că Belarus, Minsk, e un fel de refugiu pentru tot felul de personaje strani. Nu, fostul președinte al Kârgâstanului, un tip corupt, a fost alungat din țara lui de o revoluție colorată. El la Minsk, el cu familia lui au afaceri, au venit acolo cu miliardele furate. La rândul lui Prigojin are bani de cheltuit, mulți. Că lui Lukashenko nu-i plac oamenii săraci. Și s-a pricopsit și Prigojin în toți anii ăștia, nu? Pe de altă parte, eu nu cred de pildă că rușii o să-l lase pe Lukashenko să-l folosească pe Prigojin pentru a pune mâna pe niște afaceri în Africa. Alea sunt afaceri rusești. Nu, Prigojin, să spunem așa, este un fel de o fațetă. În spatele ei sunt tot felul de alte instituții care fac treaba. Adică Prigojin nu e de capul lui. Prigojin e un nume dat unui personaj care s-a început să se ia în serios. E adevărată istoria lui, nu? Cum că a făcut acea închisoare pentru... A făcut închisoare. Da. Deci ce personaje, domnule profesor? El cum personaj. Ajung oamenii ăștia acolo unde nimeni n-ar crede? Asta e țara. Adică Rusia... gândiți-vă, bolșevici după primul val și erau tot cam niște criminali, niște foști pușcăriași, erau niște oameni care omorâsele, care spărgători de bănci... Nu, jefuitori, da. După care elita stalinistă, oamenii care nu middle class-ul și cei care, să spunem, brațul în armat al partidului, tipii care făceau carieră în OGPU, în NKVD, după aceea în MGB, KGB, în armată, păi sunt așa numiți besprizornici, orfanii din perioada războiului civil. Deci în Rusia mortalitatea a fost atât de mare, în timpul războiului civil crimele erau atât de multe, încât pe stradă au rămas
sute de mii și milioane de copii. Acei copii au fost luați în timpul războiului civil sau după niște instituții speciale, un fel de lagre, cămine, da? Care i-au educat. Dar i-au educat în loialitate față de partid. I-au educat în cinism maximal, da? Iar ei au devenit maturi și au fost niște unelte în mâinile partidului, ale NKVD-ului, ale poliției, poliției, ale armatei. În logica asta, eu vin și vă spun că, de fapt, lumea criminală la putere în Rusia nu e ceva recent care ține, să țină de tranziție. E ceva care ține de cei 100 de ani deja de comunism. Da, de felul în care au lucrat. Da, de natura acestui regim. Teribil. Până la urmă. Că lucrurile la un moment dat păreau să intre într-o anumită logică dictată de bun simț în anii 70-80, a venit perestroica, s-a prăbușit Uniunea Sovietică, au început vremurile tulburi acolo, iar teritorii întinse din Federația Rusă, unde s-au prăbușit instituțiile, nu mai funcționa miliția, nu mai funcționa procuratura. Totul era cum... Pur și simplu, acolo erau, au intrat sub controlul rețelelor lumii criminale. Iar populația a ajuns să prefere rețelele lumii criminale, care erau mai oneste decât instituțiile statului. Adică oamenii votau, dacă îi puneai să voteze, da, între un primar corupt, bandit, preferau un lider al lumii criminale pe motiv că dacă i-am dat lui șpagă sau dacă îi dau procent 20-30% din câștig, el îmi asigură mie protecție și face ca lucrurile să funcționeze în Republica asta. Pe când șeful poliției sau miliției locale nu reușea să facă lucrul ăsta. Ăla, după ce îi dădeai, venea și peste o săptămână și mai cerea sau te împușca, sau... Deci, nu întâmplător în lumea criminală din Federația Rusă, la mijlocul anilor 90, trimiteam Parlamentul de la Moscova în Duma de Stat, Camera Inferioară, câțiva zeci de deputați. Și republici din cadrul Federației Ruse, care sunt mai de întindere similară cu Franța, erau controlate de lume criminală. Asta face Putin când vine la putere. Militarizează administrația și începe un fel de război, dar nu pentru instaurarea legii și ordinii, ci pentru că băieții lui Putin, nu, doreau ei să pună mâna pe resursele acestor regiuni. Însuși Putin are un trecut, nu, la un moment dat în anii 90, început de anii 90, în care e cețos colaborări cu lumea criminală, au apărut articole pe tema asta cu mafia din Tambov, care era una dintre cele mai puternice mafii din Rusia, prietenia lui cu Prigojin, iar este destul de dubioasă. Deci preferința lui pentru lumea criminală e cunoscută, e veche. Faptul că l-a protejat până în ultimul moment pe Prigojin și după ce l-a făcut trădător, tot i-a permis să plece în Minsk. Păi când Putin te face trădător, nu mai... Pedepsim trădătorii, asta și spus. Deci ești mai rău decât un dușman. Ești trădător. Da. Păi un tip cu educația lui Putin, pentru el trădător nu există mai jos decât o speță umană mai joasă. El a fost și întrebat trădarea. Dacă ar ierta sau pe ce ar ierta, ce n-ar ierta. Și a spus trădarea niciodată. Da, da. Nu. Asta e un interviu mai vechi, dar uite, eu când l-am văzut am zis că sigur nu o termină bine Prigojin. Dar Salaviov, un propagandist rus, l-a tot difuzat pe canalul lui de Telegram. Dacă Putin va lăsa acest lucru așa, lumea ce ar putea să creadă? Băi, în cazul ăsta s-a făcut de râs Putin? Acum știți cum e cu percepția? Acum, una e percepția pe care o avem noi aici. E adevărat, dar vedem faptele. Bun. În același timp, pe aceleași fapte, interpretarea e alta la Moscova. Sau alta în Occident. Deci,
Contează foarte mult percepția, iar la Moscova, nu, propaganda va avea grijă să repare ce au stricat alții. Sigur că mi-e greu să accept, nu, și ține de bun simț, pot să spui, comportamentul lui Putin în perioada crizei și ce a urmat e comportamentul unui învingător. Mai degrabă l-ai pune, nu, cap de listă la cei care au avut de pierdut de pe urma crizei. Dar iar nu ai de unde să știi. De pildă, putem asista peste câteva săptămâni sau câteva luni la o întărire a puterii lui Putin. În istorie, în situații din astea de criză, dacă nu cel care este vizat de criză scapă, el reușește de cele mai multe ori să-și întărească puterea. Are Putin resurse să-și întărească? Eu nu cred. Felul în care a ieșit, a mulțumit, a pupat inelul serviciilor, îmi sugerează că mai degrabă e o amânare a unui verdict din partea unor instituții care îl pilotează pe Putin, pe care el nu le mai controlează. Iar această criză a dovedit că în momente de cumpănă el e singur. Unii pleacă cu avioanele în Turcia, alții pleacă în Dubai, alții pleacă la Sankt Petersburg, dar ca să intervină militar, să oprească, să împuște, să puțin sunt dispus să o facă. Dovadă că cineva a rezolvat altfel, cu un telefon. Cineva. Păi ei erau, nu știm cineva. Cine. Poate că, nu știu, poate că scenariul, povestea lui Lukashenko e real. Uite, doar, eu am negociat, da, eu, da, cu Bornikov, șeful FSB-ului, am mai negociat și ăla. Sigur a primit Prigojin ceva. Sigur. A primit dreptul de a ieși, de a merge în Belarus. De a mai trăi, nu știm, o săptămână, o lună, trei luni. Asta deocamdată a primit. Expunerea, nu știm asta, mai mult. Expunerea lui. Dacă ar fi să înțelegem modul de a gândi, așa cum putem noi, dar dumneavoastră sunteți expertul în spațiul ăsta ex-sovietic și în sufletul rusesc, nu? Putem să spunem așa că... înțeleg ce gândesc oamenii. Dacă ar fi să înțelegem atitudinea lui Prigojin, de ce a făcut asta? Ca să mai trăiască o lună de zile în plus? Pe alternativa care era. De ce a făcut asta? De ce, el a, făcut de asta ce a ieșit? De ce a scos sabia? Pentru că avea nevoie de... Deci el pierdea controlul pe Wagner. Deci, cu două săptămâni în urmă, înainte de acel marș asupra Moscovei, Putin, Șoigu, dăduse un ordin. Șoigu e ministrul apărării. Dăduse un ordin, a spus așa, toate aceste detașamente de voluntari, mercenari, cele așa, trebuie să semneze contracte cu Ministerul Apărării. Prin acele contracte, nu, Ministerul Apărării se le garantează, nu, beneficii sociale, da, de ești rănit, ești invalid, ești... Bun, atunci Prigojin a spus, eu nu semnez. Eu cu Wagner nu semnez. El având o istorie a unor conflicte mai vechi cu Șoigu, da? Da. Președintele Putin peste vreo 3-4 zile a avut o întâlnire cu corespondenții de război, cu Voyenkor. O parte din acea discuție s-a difuzat. Și la un moment dat, un Voyenkor îl întreabă pe Putin, bun, și ce faci? Dar fără să-l numească. Ce faceți cu... Semnează, nu semnează? Putin spune, toți trebuie să semneze. Deci e vorba, Putin, zicea, de garanții sociale. Deci nu poți să primești de la stat pensie, da, de boală, da, da, văduva după tine să primească daune pentru că ai murit sau... Deci Putin, pentru prima dată după multe luni, clar a trecut de partea lui. Putin era arbitru între Șoigu și Prigojin. A luat clar partea lui Șoigu. Din acel moment, Prigojin a început să pregătească această răscoală. Și s-a simțit și el trădat, că prietenia lui nu era una autentică. Exact. Era așa, că era o altă prietenie, la fel de autentică sau și mai autentică, avea cu Șoigu.
Totuși, în taiga, la șașlâc... Bărbații ăștia ca niște băieței, domnule profesor. Sau așa? Da, exact ca așa s-au comportat. La bustul gol, unul altul mergeau să facă drumeții, să urce stâncile, să facă șașlâc în taiga. Da, exact comportament de băieți, nu cum zic, Cheiru și Crutoi, adică ăștia șmecheri din spatele blocului care... Asta e tipul de comportament. Asta se întâmplă când oamenii rămân atât de mult la butoane. Iar traumele lor, dacă ar fi să ne întoarcem în trecutul lor, în copilăria lor, traumele sunt... Nu ajungem în zona aceea. Domnule profesor, cineva spunea că Rusia e precum Ana Karenina lui Tolstoi. Nu-și găsește un sens, un rost în viață. Aleargă bezmetic. Este împinsă Rusia sub roțile istoriei, precum Ana Karenina. Doamne, mie nu-mi place să lucrez cu comparații de genul ăsta. Știu că e foarte la modă. Eu ca să înțeleg Rusia încerc să o fac la modul cel mai rațional cu putință și să scot din discuție orice element din asta așa de mister, de dacă intru în zona misterelor ruși, Rusia nu poate fi înțeleasă rațional, Rusia trebuie să o întâlnesc cu sufletul, înseamnă că nu o să înțeleagă nimeni niciodată Rusia. Mi-mi soară că Rusia poate fi foarte bine exploatată, explicată așa, rațional, cu argumente. Singura problemă, ca să înțelegi Rusia, e să știi toate acele detalii. În momentul în care le știi, atunci eu sunt convins că nu e nevoie nici de Ana Karenina, nici sub roțile trenului, nici în pat cu ofițerul polonez, nici cu amantul polonez, nici cu... Deci pur și simplu trebuie să știi ce se întâmplă, who is who, pe scena politică de la Moscova. Da, dumneavoastră, pentru că studiați istoria. De 30 de ani. De 30 de ani. Sunteți doctor în istoria Rusiei. Eu nu mă puteam să mă aleg și o țară mai liniștită. Uite, păi, dacă m-ar fi trimis în Italia, sufletul dumneavoastră. În țările nordice, vedeți, nordice, dacă mă întrebați, specializez tot de acolo, de la pe Suedia, nu, era o liniște, să stăteam acolo. Dar spuneți-mi, sufletul dumneavoastră, de ce v-a tras către sufletul rus? Nu m-a tras deloc sufletul. Deloc? Absolut. Deloc, domnule profesor, ați făcut împotriva sufletului dumneavoastră această alegere? Așa. Eu n-a fost alegerea mea. N-a fost alegerea. Nu eu am vrut să mă specializez pe Rusia. Wow. Asta dă mărturisire. Da, nu fac pentru poate. N-am știut. Cunoscut când de la servici, prima mea specializare totuși în Imperiul Otoman. Dacă era să fi plăcut ceva așa? Anume, ați fi era rămas? Turci, era Imperiul Otoman, eu învățam asta, m-am pregătit. Momentul în care eu am terminat facultatea, s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Și atunci, lucrând în cercetătorul la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, am zis, domnule, trebuie să specializăm niște oameni pe fosta Uniune Sovietică. Să-i trimitem la burse, să învețe acolo, să... Ăsta e contextul în care eu habar n-aveam de limba rusă, nu știam alfabetul chirilic. Nu și acum o știți? Ui, ce să fac? Bine, puteam să nu știu, că și în România sunt foarte mulți specialiști care habar n-au de limba rusă. Da, ea nu mai sunt specialiști. Ei, cum? Sunt în poziții guvernamentale, lăsați-i. Nu comentez. Dar în Rusia totul a fost răscolit și încă nimic nu s-a așezat, scrie Tolstoi la 1876. Și este valabil și astăzi, după 147 de ani. Bine, e valabil și ceea ce scrie Eminescu, nu, în articolele lui politice, nu, despre ceea ce se întâmplă aici, e valabil și după 140 ceva de ani. E adevărat, nimic nu se schimbă. Sunteți istoric. Se mai schimbă niște lucruri. Acum, Tolstoi a scris într-un moment anume, într-adevăr, în Rusia se întâmplau niște lucruri. În același timp trebuie să aveți în vedere faptul că în tinerețea lui Tolstoi, când în sfârșit au început reformele, ele urmau după o lungă perioadă de decenii de stagnare. Într-adevăr, dacă faci eliberarea iobagilor și reforme elementare pe care ar trebui să le faci cu 200 de ani în urmă, le faci cu maximă întârziere, atunci se pornește și voiul de evenimente, de evoluții. Dar asta nu e vina lui Tolstoi, e vina anunțărilor ruși care au preferat să țină țara blocată, proiect
și să fenteze toate reformele care ar fi trebuit făcute unele cu mult timp înainte. Iar în cazul Eminescu, el scrie despre Rusia într-un context specific, nu e vorba de războiul pentru independența României, războiul româno-turc sau ruso-turc, doar cum zic alții, care nu, România era amenințată de ocupație rusească, armata română s-a retras în Oltenia, doitor au din București, București a fost ocupat de trupe rusești, sigur, eram aliați cu rușii împotriva turcilor, dar au fost mari emoții pentru establishment românesc, pentru elita politică românească, pentru nu pașoptiștii români, cei care au construit România modernă și în contextul să scrie Eminescu. Deci eu prefer să analizez contextul concret. Concret, nu? Da, și mai puțin în poezie, mai mult. Da, dar nu putem să trecem așa ușor peste absurdul rusesc. Nu, e, nu? Nu, nu. Care nu, e fascinant nu, pentru unii. Nu, e așa de înspăimântător și fascinant, deopotrivă. Vedeți, în momentul în care utilizăm categorii așa? De tipul ăsta, faptul că suntem puturoși și nu citim cărți fundamentale ca să înțelegem Rusia, se scuză. Adică, domnule, nu e problema noastră, e problema Rusiei. Ba nu, e problema noastră că nu punem burta pe carte. Eu dacă mă duc la studenții mei și așa, iau cu fascinanta Rusie, cu... Și eu zic, și la examen eu să vină când intră ceva. Fascinanta Rusie, știți dumneavoastră, cu Ana Karenina. Și eu să-mi iasă ochii din cap ca la mel și zic, băi, da, stai puțin, pe ce să vă dau eu vouă not? Aș citi ce aș citi bibliografie obligatorie la cursul ăsta. Le place? Le place studenților să studieze Rusia? Mai vin, mai... Cred că la un moment dat erau cei care vreau să meargă afară și ca să meargă să continue masterate pe afară sau doctorate, deci le dau seama că nu pot să o facă cu România, că România nu se vinde așa. Acolo. Cu Estul Europei, cu Rusia, cu zonă de conflict, cu Marea Neagră, cu... Și unii au reușit destul de bine, am copii bunuți care cam toți sunt pe afară. Mai am și pe aici, mă mai întâlnesc cu ei prin oraș, mai care pe la mai, care pe la guvern, care pe la serviciile secrete. Sunt unii absolut rezonabili, dar ăia buni, 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 de care îmi pare mie rău, aș fi vrut să-i țin în România, aia să afară. Au plecat. Din păcate. Așa se face selecția în România. Ne întoarcem la Putin. La Putin. Nu? La sistemul politic care arată slăbiciuni, iar puterea militară arată fisuri. Da, da. Era timpul să vedem asta, domnule profesor? Ăsta a fost momentul în care l-ai văzut pe Putin slab. L-ai văzut pe Putin slab, l-ai văzut pe... Bun, oricum ar veni și-ar interpreta, oricum ar evolua lucrurile, dar n-au cum să evolueze bine. Eu nu cred că ăsta e un moment de restart pentru regimul politic, că o să vină acum o autocrație și o dictatură și mai să strângă și... nu văd. Nu văd așa ceva. Mie mi se pare că el e epuizat. El e epuizat de mult. După 23 de ani să conduci Rusia, e too much. În contextul ăsta, eu cred că mai degrabă ce am văzut acum e un episod care poate să să fie un model, să încurajeze, să inspire pe alții chiar să facă o lovitură de stat militară de adevărat. Prigojin n-a vrut niciun moment să meargă la Kremlin sau pe Kremlin, să-l trimită pe Putin la plimbare. El a spus de la început că, pentru că el fără Putin, în momentul în care dispare Putin, el era, dacă nu primul, printre primii care ar fi fost legați și trimiși în pușcărie, anchetați, că aveau pentru ce și au pentru ce să-l ancheteze. Sunt curios acum ce se va întâmpla cu el, pentru că Putin, ieșind săptămâna trecută, spunând că nu Wagner, de fapt a fost finanțat de stat, a spus firma Concord pe care a făcut numai afaceri cu statul. Putin a dat și niște cifre. Păi, ok, a fost angajamentul Kremlinului să blocheze acea cercetare penală pentru trădare și pe... Dar asta nu înseamnă că nu vin niște procurori să scobească în dosarele contabile
ale firmelor lui Prigojin și nu o să ajungă la persoana lui Prigojin pe altă cale. Acum, sigur, mulți spun că e un mort viu, Prigojin, că e o treabă de câteva săptămâni până o să fie ucis și au început meme și glumițe, da, cu hotelul lui Prigojin, se caute hotel fără geamuri sau geamurile să nu se deschide, să nu bea ceai în perioada asta. E greu de crezut. A fost prea mare expunerea și garanțiile lui Putin au fost prea pe față. Dacă e să mulge un fir din păr din cap lui Prigojin, cred că deja nu mai are oricum. Bă, Putin e de vină. Prigojin, da, nu mai are niciun fir de păr. În fine, pe aici, pe la spate sau ceva. Doamne. Deci, eu cred că cel puțin într-o perioadă, cel puțin pentru o perioadă, nu știu cât de lungă va fi această perioadă, nu îi se va întâmpla nimic. Pentru că e totuși cuvântul lui Putin. Acum, iar, nu știu cât mai valorează cuvântul lui Putin, păi, exact, în fața militarilor. Pe de altă parte, militarii s-au folosit de Prigojin ca să-l sperie pe Putin. Deci lucrurile mi se par în momentul ăsta, să spun, greu de urmărit. Suntem în actul, să zicem, la final de actul 1, s-a terminat actul 1? Nu știu. Intrăm în actul 2. Poate să fie ceva pe multe. Vai de mine, nici nu mă gândesc, dar putem asista la un serial, da, să spun, Netflix, așa, în timp câteva real, serii. Filmat în timp real. Da. Dar, domnule profesor, spuneați mai devreme că suntem prea puturoși de a afla cu adevărat ce se întâmplă în Rusia și ce s-a întâmplat. Dar noi, da, acum sincer, avem și trăim o fobie de Rusia. Atunci când ai o fobie, nu? Poți să scapi sau poți să nu scapi niciodată de ea. E adevărat că uneori spui ce nu știi, nici nu te doare. Dar suntem aici într-un context în care ne cam doare. Și ne-a durut pe parcursul la multor ani. Și asta ne împiedică să punem mâna pe carte. Durerea asta așa de tare îmi resimțim că... Nu știu ce să vă spun, dar atunci când ai o fobie, cum trebuie procedat? De ce în primul rând trebuie să te tratezi, trebuie să te duci la doctor? Sunteți doctor în istorie. Spuneți-ne, dați-ne rețeta. Să te duci să vezi. Da, dar de fobia de Rusia, cum ar trebui să ne tratăm? Păi cercetând, învățând. Deci asta e singura cale. Dar de ce? În România chiar nu e cazul, spre deosebire de Polonia, de țările balce care au mai mult de suferit din cauza Rusiei. N-am auzit niciodată că se pune problema să aibă fobii și vezi, doamne, dacă ai fobii, te întorci cu spatele la Rusia. Din contră, și cei mai buni cercetători, cei mai buni analiști pe Rusia. Nu? Ei bat pe americani, sunt peste britanici, polonezii, finlandezii și pe la Baltic, estonieni, sunt cei mai buni din lume. În perioada interbelică, toate antenele britanice, americane, care vreau să studieze Uniunea Sovietică, erau la Riga, erau la Tallinn, nu? Da. Marii diplomați americani care după război sau britanici, americani, după război s-au ocupat de Uniunea Sovietică, la începutul războiului rece, au fost formați în tinerețe în aceste centre care au pe lângă ambasadele lor din țările baltice. Excepțional, oameni. Astăzi, uitați-vă la capacitatea polonezilor de a înțelege ce se întâmplă în Ucraina și fără să aibă sursele pe care le au. Asigur că americanii au mult mai multe informații, au eșalonul, ascultă pe toată lumea, n-au cum să nu. Problema e ce faci, că e prea multă informație, cum interpretezi informația respectivă. Americanii aveau informația că urmează să fie invadată Ucraina, da? Da. Dar ei n-au știut că Ucraina va rezista. Ei au plecat, cum au plecat și românii, cum au plecat și toți. Singurii care au rămas acolo cu ambasada deschisă, cu ambasadorul la post, au fost polonezii. Deci, e bine să ai informații, e foarte bine să ai informații, problema e ce faci cu informații. Și Stalin, știți câte informații avea Stalin despre pregătirea invaziei lui Hitler? 2 volume de note informative au fost publicate cu rapoartele secrete. De un an și jumătate erau trimise, inclusiv de la București, cu orașe, unde sunt pregătite trupele germane, astea? Trupele români. Și
Și trebuie informații. Deci nu contează doar să ai informații, trebuie să știi cum să le interpretezi. Ori aici probabil și americanii sunt în deficit, britanii în deficit și stau ceva mai bine polonezii, bași, care se ocupă mai serios de... Sigur că ucrainienii stau mult mai bine, cunosc, dar nu sufletul rusesc. Nu, nu. Nu suflet. Cunosc who is who în acest joc. Da? Da. Știți, acum ceva vreme când ne-am întâlnit și am realizat acea emisiune la Antena 3, dumneavoastră ați profețit cumva, da, că Rusia va avea un nou război civil. A trecut pericolul? N-a trecut pericolul și cuvântul profeții nu-mi place deloc. Nu vă place, trecem peste profeții. Ați spus cumva, deci ați făcut, nu știu... Spun că e un scenariu un posibil, plauzibil. Un scenariu posibil, da. Dar nu sunt singurul care a vorbit despre bine, asta. Bine, eu spuneam de emisiunea pe care noi doi am făcut-o atunci. Deci, n-a trecut pericolul. Nu cred că a trecut pericolul. Nu, nici vorbă. Mi-e teamă că lucrurile stau chiar mai prost decât acum un an când am vorbit noi. Adică erau și niște variante pozitive, nu? Nu știu dacă le-am identificat noi în detaliu atunci. Dar uite că era un posibil transfer de putere. Da. În toamna anului trecut, când încă mai putea imagina așa ceva, să înceapă nu, Putin să fie izolat, să primească niște garanții din partea elitei, parte din elită să vină să identifice pe altcineva, bun, să continue războiul sau să facă pace, dar să scoată pe el din scenă. Dar există o variantă, nu știu, valabilă, adevărată, ca alternativă la Putin? Grea întrebare. Eu sper că există, dar asta nu avem noi de unde să știu. Dar dumneavoastră ce credeți? Eu bănuiesc că nu la nivelul cercurilor din jurul lui Putin, Kremlin și instituțiile importante, FSB, tipii care contează instituțiile militarizate, cred că se caută, nu se discută lucrul ăsta la cafea. Să nu ziceți că se gândesc la Lukashenko. Că tot ați pomenit de el. Nu cred. Mai degrabă înțeleg că ar fi vorba de fiul lui Patrușev, care Nicolae Patrușev e șeful Consiliului de Securitate al Federației Ruse, fost șef la FSB-ului și are un băiat de vreo 45 de ani care e ministrul agriculturii, care pare destul de ok, copil de sistem, cam ca la noi. Copiii securiștilor să ajungă la putere. Ei, așa și acolo. Să zicem, în jurul lui instituțiile militarizate să realizeze un consens, dar iar e foarte... Acum, replierea lui Putin, felul în care el ține să mulțumească nu armatei, FSO, care e SPP-ul românesc, cum ar veni, FSB, greu, acestor instituții, nu, în curte acolo, ca și când s-ar turna un film de Mihalkov, îmi spune mie că au ajuns, l-au fezandat pe Putin, au ajuns la un din și au zis, uite, îți mai dăm, nu să știți, vă dăm o săptămână, îți dăm o lună, îți dăm 5 luni, un an, dar te lăsăm deocamdată pe tine acolo. De ce? Poate pentru că n-au căzut de acord asupra numelui succesorului. Da. Presupun, speculez. Da. Dar cert este că am mai văzut ceva de genul ăsta în 93. 93 a fost o criză politică în Rusia. Boris Yeltsin a scos armata, a scos serviciile, au tras în Casa Albă. Bielui Dom, Casa Albă, acolo era atunci sediul Sovietului Suprem, Parlamentului Rus. Și a fost competiția între Yeltsin și Parlament. Parlamentul i-a blocat reforma lui Yeltsin, s-a ajuns la conflict și au scos cu tancurile pe stradă, au tras în Casa Albă. A luat clădirea foc și din Casa Albă era și o glumă, în Casa Albă s-a devenit Casa Neagră. Au ars, era fum acolo. Putin, Yeltsin după asta a fost slăbit. De ce? Pentru că se livrase militarilor. El a avut nevoie de armată, de minister de interne, de servicii secrete, ca să rămână la putere. Nu?
legitimitatea lui nu mai era legitimitatea dată de votul din 1991 de alegerea lui acolo. Legitimitatea lui atunci era dată de faptul că serviciile secrete, armata, instituțiile militare au decis să-l sprijine pe Boris Yeltsin. El se relegitimează abia cu alegerile din 96. Așa și Putin s-ar putea relegitima cu alegerile de anul viitor. Dacă, numai că trebuie să țineți cont de faptul că Yeltsin într-un anumit context a trăit acea experiență, care context e foarte diferit de absolut contextul în care dar e Putin cumva acum. Un context lovitură de stat a trăit și Gorbaciov în 1990. El a fost reținut atunci pentru câteva zile. Rebeliunea a fost cât două, trei zile. El aparent a câștigat, cum aparent exact. Și Putin acum a câștigat, dar de fapt a pierdut. Numai că în cazul lui Gorbaciov, sub Gorbaciov existau lideri politici legitimi în fiecare dintre fostele republici sovietice. Aveau legitimitatea da. Votului. Erau primele alegeri prezidențiale, fusese alegeri parlamentare în republicile respective. Dar atunci cine a fost? În cazul ăsta tu nu ai sub el, sub Putin, tu nu ai lider legitim. El a avut grijă să tundă orice putea să iasă aici. Tocmai vedea, se simțea amenințat. Ori acum, dacă Putin se prăbușește, există riscul repetării lui 1917 sau a repetării decembrie 89 în România, când tu n-ai avut dizidență în România. Cine vine să-ți prea puterea? Păi vin instituțiile militarizate. Securitatea, armata, ăștia pun mâna pe putere. Deci e un fel de 89 din România în care aceste instituții vor pune mâna pe putere. De ce? Pentru că n-o să vină Navalny din închisoare. Nu? Domnule, cum profesor, nici Doina Cornea n-a venit de la Cluj să ia puterea. De altfel, Putin nu... El însuși a evocat evenimentul, nu? Din 1917. Iar nu-mi dau seama în ce context. El a zis mută amenințarea de război civil. Nu-mi dau seama exact ce a înțeles Putin din asta. Sau Cornilov. Mai e și exact. El n-a spus exact ce... Păi, și atunci nu s-a și Cornilov a încercat să apere guvernul provizoriu, dar istoriografia sovietică zicea, din contra, a încercat să dea jos guvernul provizoriu, avansând spre Petrograd, cum era. Da. Nu-mi dau seama ce a avut Putin, dar sunt, cum să spun, câteva elemente care nu ar putea să-l îndreptățească pe Putin să facă această comparație. Aș fi fost foarte curios ce are în cap, ce a avut în cap la momentul respectiv. Dar în momentul în care s-au întâmplat acele tentative de lovitură de stat, din 90, din 93, cum spuneați, Putin unde era? El le-a trăit? El a fost martor în 89 în Berlin. În Berlin, în Dresden. El era ofițer consopist de stat. Da. A avut niciun spion, era un vai de capul lui. Așa. Și plimba hârtii pe la birou și pătea la mașină. Așa. Așa. Redacta. Redacta. Scria, vă trimitem alăturat. Asta redacta. Așa. Vă trimitem alăturat. Și probabil el, nu, avea două fetițe mici, soția, a trăit groaza acelor momente, nu? A văzut cum... De la depărtare, sediu... oricum era cumva. De la depărtare, era acolo. Ei bine, Dresda. Dresda e lângă Berlin. Păi da, dar mă gândeam că nu era în Rusia, nu mă refer la nu, faptul... Nu, stați că eu vorbesc de 89, nu, la asta m-ați întrebat cu 91. Da, eu zic, prima experiență puternică pe care l-a avut-o a fost asta, 89, da? Prăbușirea octombrie, prăbușirea zidul Berlinului, nu știu ce. Da. Da, el era totul străin, în misiune pleacă, se întoarce la... Leningrad, încă Leningrad. Intră la universitate, se ocupă de studenții străini, intră echipa lui Sapceac, care era rectorul universității, un democrat, după care Sapceac câștigă alegerile, devine primarul Leningradului, schimbă numele în Sankt Petersburg. Da. Bun. El trăiește momentul 1991 alături de Sapceac. Criza din vară, puciu, potriva lui Gorbaciov. Așa. Evident că el era acolo la ordin.
N-aveam control. Deci, cei care au fost în sistem, nu, și ies din sistem, se numesc rezervă activă, s-ar traduce în limba rusă. Deci, nu intri și ești în KGB că ți se năzare ție, nu? Astea sunt instituții militarizate, nu? Da. Rezervă activă, poate cu altă denumire, ai și aici în România, a fost și la securitate, ai și la SRI și la alte servicii, nu? Pe care el te cheamă, dai raportul, deși nu mai ești acolo, ești la aparatul guvernului sau ești la Cotroceni, sau ești... Dar tu ai fost acolo, pregătirea ta e de ofițer de informații, dai raportul în continuare. Deci, el executa misiune. Eu nu cred că el trăia emoții. Iar 93 ce am povestit noi cu Yeltsin, cu tractunurile în Casa Albă, păi el era la Sankt Petersburg. Nu era la Moscova. El era lângă un primar ales, era viceprimar, s-a ocupat de străini, de investiții străini. Deci eu nu cred că avea foarte multă emoție. El cred că avea grijă de business-urile lui și creștea business-urile. Ăla e moment de vârf în care prietenii lui și cu el au făcut așa numita cooperativă Ozero Lacul, iar prietenii din cooperativa Ozero Lacul îl însoțesc și astăzi Rotenberg și ceilalți sunt miliardari în dolari în Rusia. Domnule profesor, o revoltă ineficientă poate modifica cursul istoriei? S-a văzut că nu a modificat acum. Dar nici să până vreau să modifice. Deci avem, în cazul ăsta, nu știu, 3.000 de oameni, câți erau? Reuters a zis că sunt 5.000. Toți cei care s-au uitat, au numărat, nici vorba de 5.000. Deci erau niște platforme trase de tracuri, de camioane, bă, erau urcate niște tank. Era o glumă, ce să le trimise, ce să ocupe aia? Deci era ceva așa greu de procesat. Lucrurile probabil trebuia să întâmple altfel sau și nici ei nu s-așteptau să intre să apropie de Moscova, să treacă ca prin brânză. Nu știm. Sunt diverse variante, explicații Putin cu unele, explicații Lukashenko cu alte explicații. O să mai apară probabil și alte puncte de vedere. Spuneți că nu se puteau schimba. Eu cred că se puteau schimba, dar ține de voința politică, de... Problema e că societatea rusă a fost strivită atât de tare că în sistemele politice, în presă, în ce vreți noastră, nu, academie, așa, asta, au fost promovați doar tipi slabi, incompetenți, care să nu pună problema sistemului. Să știți că lumea e plină de ruși deștepți. Da. Orice universitate din Occident are câțiva profesori din Rusia. Numai că e faptul ăsta că ei au ales să plece, n-au putut să facă cariera la ei acasă, mi se pare, cum să spun, că spune foarte mult despre natura regimului politic și s-a întâmplat lucrurile în Rusia. Nu poți strivi, cum să spun, orice tip de gândire liberă, nu? Nu poți să îi îndepărtezi din sistem. Sau să-i omori. Sau îi omori direct. Pe oamenii care au cea mai mică inițiativă, nu? Lași în sistem doar persoane de-astea cețoase, minți, cum să spun, oameni cu creier ca un funduleț de copil, nici un pic de circumvoluțiune acolo. Da. Și după aceea zici că, băi, păi asta se întâmplă când tu tai orice orice tip de reacție din partea poliției și încurajezi nu zona asta. Așteptăm să ne dea alții, așteptăm să vedem cum o să fie. Domnule profesor, Prigojin a pus la îndoială necesitatea unui astfel de război. A pus-o. Deci a făcut-o de mai multe ori, mai multe interviuri. Da. Și de fapt asta mi se pare că a fost o problemă și mai mare pentru sistem decât cum ieșea el să ții pe Shoigu, Gerasimov, înjurător, unde e muniția pentru... Da, ați văzut când a filmat soldații aceia morți. Când a spus că au fost trimiți, unde este artileria? Unde e muniția? El știe să adune emoții, să... Păi deci știe să joace. Comunicare este peste tot sistemul. Deci el a așteptat
El a stat în pătrățica lui câtă vreme a primit bani, și a primit bani, câtă vreme a primit armament, câtă vreme a primit muniție. La un moment dat, sistemul cred că a vrut să scape de el. Nu? Și a zis, domnule, e o victimă, sigur, asta e. Ei, și el cred că a realizat că nu mai poate să comunice cu președintele, că nu avea o de-asta de intra la Kremlin, nu mai funcționează. O cartelă. Nu mai mergea cartela magnetică. Cartela magnetică. De ce nu? Cred că lui chiar așa au asistat. Că îl suna pe Putin și răspundea. Că suna la nu știu ce mișcări. Dintr-o dată nu i-a mai răspuns nimeni nimic. Și cred că n-a avut alternativă la asta. Păi n-ați văzut că și Lukashenko... Și a ieșit și a țipat. Păi, domnul profesor, Lukashenko a spus că Putin s-a plâns că nu-i răspunde Prigojin la telefon. Vorbește tu cu el. Nu, cred că lucrurile au stat exact invers. Ați văzut că așa a zis? Asta cred că Lukashenko a spus-o tocmai pentru a se pune pe el în valoare. Adică, uite... Vorbește tu cu el, că mie nu mai îmi răspunde la telefon. Nu răspunde, da, mie Lukashenko îmi răspunde. Dacă trebuia să apelați la mine. Și cred că Lukashenko, atitudinea Lukashenko mi se pare foarte interesant de citit aici. Și asta confirmă faptul că pozițiile lui Putin sunt foarte slabe. Cred că Lukashenko nu și-ar fi permis tonul și... Niciodată. E aproape jignitor cum s-a referit la Putin. M-a sunat Putin să-mi raporteze despre ce s-a întâmplat. Mai ziceți. Deci... Vă spun, sunt foarte curios. A fost momentul de gloria a lui Lukashenko. Ați văzut cum era? Da, masiv. Da, față de publicul rusesc. Toată lumea era cu ochii pe el. Îi mâncau din palmă. Domnule profesor. Iar el, din ce în ce mai contorsionat, ați văzut? Da. Fața lui era din ce în ce mai expresivă. Trăia momentul. Oscar, e un om de Hollywood. Foarte talentat. Gândiți-vă că el a fost în tinerețe propagandist. El e profesor, a făcut un institut de istorie, bine, geografie, ceva de genul ăsta. Ei, și a fost un propagandist în armată, în KGB, în trupele de frontieră. Trupele de frontieră țineau de KGB, cum? Și trupele de frontieră în România, cred că țineau de securitate. Ei, și el a fost mai mulți ani propagandist acolo. Și el, cred că e un talent nativ, dar și exersarea acestor abilități, skills-uri ale lui, cred că au făcut din el un om politic interesant. Și el cred că reușește și să comunice cu publicul rusesc destul de bine. Acum l-am urmărit... Atinge sufletul trecă. Rusesc. A, știe să-l atingă, da. L-am urmărit reacția comentatorilor ruși, marilor propagandiștii, dar... Referitor la discursul lui. Referitor la discursul lui. Dar mai degrabă de pe canalele Telegram ce am urmărit săptămâna trecută, mai degrabă erau pozitive, să știți. Iar în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe canalele Telegram ale unor apropiate de unele instituții din Rusia, chiar a apărut informația și era subliniat acolo că Lukashenko a jucat un rol foarte important. Băi, exagerează ăștia și pe aceea că asta se face multă manipulare pe acele canale. Dar peste câteva zile, uite că a ieșit Lukashenko la conferință de presă și... Și ce a arătat? În fine, suntem într-un film în care, știi cum, vine săptămâna și episodul și nu știi ce se întâmplă cu personajul, unul moare, apare, se îndrăgostește personajul principal. Domnule profesor, ați văzut ce rănit a fost Prigojin când a spus că războiul era necesar pentru ca Șoigu să primească o stea de erou. Adică... Eu cred că el... De ce să primească Șoigu și nu el? Ei, aici e o problemă, să știți. Ține de mentalitatea oamenilor care au fost închiși în Uniunea Sovietică. E ceva ce încerc să înțeleg și eu. Nu sunt convins că înțeleg bine... Dar cred că la un moment dat el a făcut atât de multe servicii lui Putin, a făcut atât de multe servicii sistemului. Bucătarul lui Putin nu îi se spunea și așa? Da, eu cred că vrea mai mult. Păi clar. A făcut atât de multe încât el a spus, tată, de ce să nu fiu eu partea sistemului? De ce el să primească Șoigu și eu nu? Asta e? De ce el a să fie ministru și eu nu?
Iată. Deci ăla să fie guvernator și eu nu. Deci eu trebuie să stau tot timpul în umbră, în planul și din să spate, nu ies. Să nu ies și eu în față sub lumina reflectoarelor. Vreau și eu o recunoaștere. Da. Dar el nu putea să iasă în față, pentru că el are trecut totuși criminal. Și atunci? Ori el asta n-a înțeles, că e o limită în sistemul ăla. Până și într-un sistem caghebisto criminal, cum e cel din Rusia... Asta nu se poate șterge. El n-a știut că, uite, linia în roșie îl împiedică pe el să devină când ies? Guvernator, ministru, ceva da, de genul vreau ăsta. Să vă întreb, sincer acum, când ies traumele astea, acum chiar dacă intrăm un pic pe zona bun, psihologică, un pic, și nu când sunt ies la iveală, domnule profesor? El a fost ținut la foc nu mic, știu, ani și ani și ani, da? Da. Acum s-a revoltat. N-a mai putut. Nu, cred că ține de ce s-a numărat. El pur și simplu a fost făcut în secret. Anul trecut a primit eroul Rusiei. În secret? În secret. Deci el este, a primit... Decorat. Erou, Gheroi Rasii. Deci, cea mai înaltă. Distinție. Deci el spune, domnule, eu, cu niște zeci de mii de pușcăriași, că l-a scos din pușcărie, da. Am realizat singurele victorii de pe front ale armatei ruse, nu sunt victoriile grupării Wagner. Eu am reușit să ocup orașul Bahmut. Da. Deci eu am făcut ce voi restul, Șoigu, da. Gerasimov și cât mai sunt în general, nu ați fost capabili să faceți. Eu nu înțeleg de ce eu, care am obținut victoria, da. Nu, trebuie să mă retrag, să stau cu minte, să și așa... Și nu primesc recunoaștere. Și nu primesc recunoaștere, nu primesc laurii, nu primesc... Și da. Voi, care n-ați fost capabili, sunteți în gândire. Bărbații bolnavi mentali au decis, nu-i nimic, vom mai arunca câteva mii de bărbați ruși, carne de tun, vor muri sub focul artileriei, dar vom obține ceea ce ne dorim. A mai spus Prigojin. Păi Prigojin, poți să spui că e analist occidental sau ucrainian. Deci pentru prima dată cineva important pe scena publică de la Moscova, influent, sigur, nu televiziunile din Rusia nu transmiteau ce zicea Prigojin. Dar canalele Telegram, care sunt o audiență foarte mare, transmiteau lucrurile astea. Prigojin ce spune? Că războiul e o prostie, că Putin l-a început doar ca să ofere oligarhilor, nu ce zice vinerea aia înainte să-mi plece spre Rostov pe Don. A spus că oligarhii au vrut să fure toată Ucraina, că nu le-a ajuns Donbass și Crimea. Da. Și că de asta au plecat. Deci în momentul ăla tu ai... Nu doar că îl critici pe Putin, tu practic anulezi narativul oficial promovat de Kremlin vreme de un an și jumătate. Tu vii și spui ce spun ucrainienii, ce spun occidentalii despre războiul pe care... Deci așa ceva nu se putea ierta. Cum a ajuns Prigojin aici, asta este altă discuție. Eu cred că de disperare. Disperarea că nu-i băgat în seamă, disperarea că nu-i s-a spus la telefon, disperarea că nu-i chemat de pui. Eu cred că dacă Putin ar fi vorbit cu el, cred că dacă Șoigu ar fi vorbit cu el înainte să ia Bahmutul, după aia, hai eu te ajut eu. Eu cred că omul era pur și simplu disperat și încerca... Era ca o maimuță care să rupă zăbrelele cuștii. Da, credeți că ar fi putut discuta Șoigu, având în vedere acea rivalitate a lor veche? Păi ce, da, despre ce e vorba vorbit acolo? Înainte? Despre ce e vorba? Cum au vorbit înainte? Păi despre vorba de un lucru foarte grav. Pentru că Șoigu a fost acuzat de Prigojin că din cauza lui armatei, a serviciilor militare, câteva sute, vreo 200 de mercenari Wagner au fost uciși de americani în Siria. Da. Februarie 2017 a fost un atac al americanilor și armata nu i-a anunțat pe mercenari. Și atunci americanii
statul rus în momentul respectiv, Moscova spunea că nu avem nicio treabă cu, nu s-ai noștri de stat. Da. Deci acum Putin spune, da, păi sunt ai noi. I-am plătit bine. Uitați că ce bani, uite ce de bani am dat. Așa, deci Putin se contrazice și tot se contrazice. Gândiți-vă, păi nu s-a făcut Putin de râs. Asta vreau să spun. În fața Occidentului, în fața lumii întregi. Da, el e conștient de asta. Dar da, în fața Occidentului. Sau este aceeași poveste cu amfora aceea. S-a scufundat președintele Putin și a scos la iveală din Marea Neagră o amforă veche de câte milenii, mai țineți minte. Au recunoscut că fusese pus acolo, au trebuit să nu erau penibili, știu. Zău așa. Dar să deci, știți că așa se construiește. Știu o parte de public care are nevoie și de care tipul crede. Ăsta. Care și crede dorește asta să creadă, nu? Și contează mai puțin dacă am furat chiar acolo. Adică, nu, Putin tot timpul are dreptate. Și nu e acel segment de public care ține întotdeauna cu puterea. E mai mult decât atât. Asta nu înseamnă că Putin, dacă ar fi alegeri, ar câștiga acele alegeri. Ai să fim serioși. Deci Putin are un hardcore, adică un acolo, un câteva procente, dar eu nu i-am văzut acum ieșind. Dacă era să țină, să-l vrea pe Putin, așa, de ce n-au ieșit când au avansat mercenarii Wagner? De ce n-au un Rostov pe Don să protesteze? Ce căutați dumneavoastră aici? Ia plecă, păi, noi suntem cu cineva Putin. Să moară degeaba, domnule profesor? Păi și Moscova n-ar fi trebuit degeaba. Nu, dar Putin era la putere, Putin e președinte, nu? Când au încercat să vină minerii în 99 la București, a fost o mare demonstrație pentru susținerea repuzilor, funcționării, funcționării corecte a instituțiilor din România, împotriva felului de a face politică cu mineri și... Acolo n-am văzut niciun min, n-am văzut niciun, cum să spun, pichet, cum fac ei, 2-3 oameni se adună cu ceva. Dom'le, jos Prigojin, jos Wagner, îl apărăm. A fost toată lumea luată prin surprindere? E vorba de surprindere, că au trecut atâtea ore, nu? Ce e așa greu să scrii? Apărăm legea, jos Prigojin, jos abuzurile. Să ceară armate, apărați ordinea constituțională. Domnule profesor, a trecut Rusia prin complexele de inferioritate militară pe care le are acum? A mai trecut? Sau a trecut vreodată complexele militare pe care le are acum? Sigur, nu. A mai trecut de multe ori? De multe ori și nu doar complexe militare, complexe politice, complexe culturale. Complexe politice, dar zic, acum... Complexe militare, sigur că da, sigur că da. Teama că ești înfrânt, teama că nu faci față. Nu, dar teama asta e de permanență, dar concret. A mai fost așa umilită? Păi stai, aici nu e o problemă, că n-a fost umilită de un stat străin. Deci nu e umilită de Ucraina pe front. Deci cu totul altceva să dă. E o problemă de politică internă. Ai în cadrul elitei moscovite ai o bătaie, o cafteală între diverse grupări, care cafteala nu-l vizează pe Putin, atenție! Prigojin spune că eu nu vin împotriva ta. Chiar dacă tu mă faci trădător, eu n-am nicio treabă cu tine. Eu vin mai degrabă să te ajut. Da, aș fi vrut să ne referim un pic. Eu vreau cu Șoigu, eu vreau cu băieții ăștia care sunt corupți. Da. Că vine și cu mesajele astea. Trebuie înlăturată corupția, oamenii ăștia au distrus armata, distrus stau, din cauza lor pierdem războiul. Asta zic, complexele astea de inferioritate militară, da, au fost, că au fost, într-un au fost, fel au fost. Sau altul nu se poate... În momentul în care e Rusia înfrântă, așa, atunci sunt foarte vizibile. Unul, pentru că elita de acolo nu concepe că Rusia poate fi înfrântă, iar orice înfrângere militară duce la tulburări politice. Au fost înfrângeri militare în războiul cu Japonia, de pildă, care a dus la Revoluția din 1905 și nu era de imaginat un episod cum a fost cel cu Prigojin și cu mercenarii Wagner, care se apropiau de Moscova. Nu poate fi înțeles altfel decât încadrat în contextul războiului cu Ucraina. Vi s-a părut că atunci când a apărut Putin la discursuri, a fost șocat? Că lumea a scris despre el, că era o apariție așa tremurândă, precipitată, părea șocat. Da, în dimineața de sâmbătă, când a avut discursul la ora 10, da, părea șocat.
Fără șocat, dar l-am mai văzut în situații... El nu rezistă la stres în situații de criză. Deci el e un conservator. Lui nu-i place... nu, bun, nimănui nu-i place să fie supus la stres. Dar el nici nu reacționează bine în situații de genul ăsta. El este un om care detestă schimbarea. Uitați-vă la echipa lui. A venit cu aceeași echipă, a rămas neschimbată practic de 30 de ani. Șoigu l-are din când era prim-ministru din 99, era alături lui. Deci el urăște să schimbe oameni. El se decide foarte greu să îndepărteze Pruni și Patru și în general nu îndepărteze, că probabil și acest aspect a contat foarte mult în considerațiile militarilor care ar fi trebuit să intervină împotriva lui Prigojin. Dar stai că ăsta e omul președintelui. Ăsta... Nu, toată lumea știe că eu face jocurile, cum Iosef, păi, a mea președinte, l-a făcut trădător, mi-a dat, păi, da, dacă se împacă, dacă că știi cum e președintele nostru sentimental și ține la prieteni. S-ar putea și asta să fi contat și din cauza asta, să spunem, armata să nu fi intervenit mai, dar eu sunt împotriva lui Primoș. Domnule profesor, ce a comentat Beijingul? Liniște? Sigur că la data respectivă știam, urmărisem atent reacțiile internaționale. Dar mi s-a părut, nu mai amintesc că să comentez acum și nu vreau să fac vreo prostie, dar ceva de genul că e liniște, suntem alături de... Nu cred că își permit altceva. Nu uitați că Beijingul în materie de comentarii privind evenimentele din Rusia a călcat în străchin de multe ori. 91, când au salutat Puciu și numai prostii au spus. Presupun că de data asta țin minte că au tăcut, că au zis că... Vom vedea. Vom vedea. Precipita evenimentele și... Dar... Vreau să-mi spuneți. Chinezii sunt cunoscuți pentru faptul că nu înțeleg nimic din Rusia. Dar nu înțelege sunt ei cineva? Singuri. Ei singuri. Băi, tocmai v-am spus că sunt oameni care înțeleg. România ar trebui să înțeleagă. Ar trebui, da. Nu e cazul, da. Spuneți-mi, care este acel lucru de care se tem toți dictatorii? De militari, de răscoale militare, de ce s-a întâmplat acum în Rusia, dar nu s-a finalizat. Sigur, ar suna frumos să vă spun de popor, dar lucrurile nu sunt chiar de frumoase. Un dictator nu poate fi dat jos de mulțimea care vine la palat. Un dictator poate fi dat jos de mulțime. Mulțimea poate să fie doar un context favorabil ca cineva din armată, un ministru al apărării, un șef de stat major să intervine și să dea jos pe dictatorul respectiv, pe regele respectiv. Dar atenție, Rusia nu este, și aici de fapt o mare problemă, Rusia nu are o tradiție de lovituri militare. O să zice, stai, doamne, dar secolul XVIII, nu știu ce, Caterina II. Nu chiar. Rămâne mai mult în secolul XX. Nu au prea fost militari. Da. Tot timpul politicienii au utilizat pe militari. Da. O să ziceți, da, Jucov l-a arestat pe Beria, da, dar... Totul era organizat de Hrușciov. Nu, militarii în momente decisive, mai ales, să spunem, după anii prăbușirii Unii Sovietice și după prăbușirea Unii Sovietice, s-au retras, au încercat să ocupe poziții neutre. De ce? Păi le era frică să nu fie făcuți responsabili. Păi la noi a fost altfel? Nu, la noi au pus mâna pe putere. Militarii? Da, sigur că da. Eram cam mică, domnule profesor, de asta vă rog și rog să ne spuneți. Sigur, politicienii, dar totuși dosarele și astea s-au dus la armată, s-au dus la... Ei sunt principalii beneficiari. Marile afaceri care s-au făcut și în părțile militari. Acum, sigur că par niște tip civili în față, dar în spatele lor sunt militari. În România, cel puțin, lucrul ăsta s-a întâmplat. Iar România este cu totul atipică. E diferită față de Ungaria, de Polonia, de... Și atipică față... Niciuna din țările din jur, nu instituțiile militarizate, nu au atâta influență cât au în România.
Dar România nu e nici ca Rusia, dar e undeva între... Adică cultura asta de instituții militarizate în România mai degrabă duce spre Rusia decât spre Uniunea Europeană. Clar. Da, sigur, mimăm și noi și că poate. Facem... Domnule profesor, cineva păi spunea democrație. Că modalitatea de a atrage atenția lui Putin de a-i destabiliza regimul a fost identificarea și recrutarea unui dezertor din interior, un naționalist rus, care a recunoscut existența unei națiuni și a unui stat ucrainean. De preferință, un dezertor în uniformă. A recunoscut asta Prigojin? A recunoscut statul ucrainean? S-a întâmplat asta? Prigojin, în primul rând, nu are uniformă. Păi nu e general? Nu e general Prigojin. Și atunci de ce ai făcut general? Prigojin se îmbracă în orice, poate să îmbrace și mareșal, poate să îmbrace în colonel, poate să îmbrace în soldat. Prigojin era poate și să culmea, zică că a fost orice. Pușcăriaș general. Poate să zică că e orice prigojinare, dar ce spuneți dumneavoastră este o veste foarte frumoasă în care sigur ar fi ideal să se întâmple lucrul ăsta, fără vărsare de sânge, problemele Rusiei se rezolvă și vin americanii cu șurubelnița și rezolvă. Serios, nimeni nu poate să-și imagineze că lucrurile se întâmplă așa. Americanii înțeleg și ei niște lucruri, unele nu le înțeleg, au niște informații, au multe informații, nu întotdeauna reușesc să le interpreteze corect. Ce fac acum și fac, slavă Domnului, foarte bine, sprijină Ucraina. Cred că undeva la 80% din armamentul, muniția vin de la americani. Dacă americanii n-ar sprijini, atunci Uniunea Europeană și țările europene și noi ar trebui să ne mobilizăm mult mai mult să ne sprijini Ucraina și după cum vedeți și țările europene se mișcă atât de greu și atât de prost încât pur și simplu șansele Ucrainei la victorie ar scădea dramatic dacă s-ar baza pe sprijinul țărilor europene. Se poate spune că Putin ne-a oferit totuși candidatul ăsta? El însuși, nu e creația lui. Este absolut, e creația lui. Asta face dificil analiza. Pentru că Prigojin nu e foarte deștept, dar n-are minte de polițian, dar în același timp pricepe faptul că dacă Putin iese din scenă, următorul care va ieși din scenă e el. Și Putin poate să o termine, nu știu, la Haga poate să o termine, dar Prigojin o ajunge mult mai urât. Pentru că Prigojin e cel responsabil de mult mai multe crime, direct, poți să le legi de el. De la Siria, de la uciderea violentă prin tăierea gâtului a unor sirieni, până la ce s-a întâmplat cu soldatul, fost soldat pușcăriaș, fost soldat mercenar Wagner, nu, căruia este zdrobit capul cu un baros. Nu? El are un obrăznicia să trimită un baros, e drept doar vopsit și nu îi sânge autentic la Bruxelles, Uniunea Europeană. Deci, ceva de coșmar. Iar el înțelege faptul că urmează. Da. O să-l țină Putin în viață pe Prigojin? Păi nu știu, aici e foarte greu de... Ce se știe despre Prigojin așa ca familie? Am văzut că poartă verighetă, este căsătorit. Este căsătorit, are copii, copiii sunt băgați în tot felul de afaceri. El e specialist în... Deci, mai degrabă el e ceea ce se numește smatria și om care stă să uită, urmărește ceva. El a fost pur și simplu pentru relația lui cu Putin, trimis de Putin să urmărească... Observator. Da, să urmărească ca lucrurile, să-mi banii să facă circuitul și... Pentru că el, nefiind militar, nu tactica ce s-a întâmplat pe front la Bahmut, victoria sau... Nu-i se datorea, nu el ia deciziile militare. Acolo sunt oameni din serviciile militare, foști oameni, sau sunt tipi care au fost unii dintre ei chiar adjuncți ai ministrului apărării, dar nu s-au înțeles cu Șoigu, sunt tipi care au condus unități specializate. Deci sunt oameni competenți. Peste toți însă, politic pentru care relația separată specială cu Putin, era acest Prigojin. Da. Dar Prigojin a făcut bani mai... Deci gândiți-vă laptele și cornul sau cornul și cum se numește la noi programul. Laptele și cornul. Ălea lui Prigojin în Rusia. Au fost o grămadă de scandaluri
că era mâncare stricată, că au fost intoxicați copii. Da. Nu avea nimeni, nu se putea atinge de Prigojin. Nu. Să nu vă închipuiți că Prigojin se pricepe la chichițe juridice în state africane sau știe să construiască rețele de firme fantomă prin Franța sau prin... Nu, în spatele lui sunt oameni competenți. Din servicii sau oameni pe care îi plătește, el are ziariști, are consilieri politici, are de tot, plătiți de el. Deci el și ia bani de la bugetul Rusiei și în același timp, prin afacerile pe care le are în Africa, preluând da. Activele KGB-ului dinainte și desfășurând, dezvoltând după 2017 propriile lui afaceri, foarte dure, foarte violente și în Africa, asigurând susținere pentru diversi dictatori care intraseră în conflict ba cu Franța, ba cu America, ba cu... El și-a asigurat control pe mine de aur, pe almaz, pe... Ori asta îi aduc bani, foarte mulți bani. Deci e clar, atât cât va trăi Putin, va fi în viață și Prigojin. Nu e clar deloc. Păi, da, deloc. Păi cum ar putea să renunțe Putin la toți banii și la tot ceea ce știe? Poate să vină cineva Prigojin. Să preia. Ei, poate să vină cineva să preia acele afaceri. De ce? Poate să le preia cineva. Prigojin poate fi înlocuit. Depinde doar de socotele lui Putin. Bun, și de capacitatea lui Prigojin de a-și apăra spatele. Că vă dați seama, are și el gărzi de corp și gărzi la gărzi de corp. Are servicii, pentru că sunt oameni din serviciile secrete, atenție. Nu, cine? Wagner. Wagner e un om, nu? Nu e Prigojin. Wagner este Dmitri Utkin. Dmitri Utkin este colonel, major, pe aceea a fost colonel GRU. Ce GRU? GRU e spionajul militar, militar, da. Rusesc. Omul ăsta a înființat Wagner. Da? În 2014. De ce? Păi în contextul 2014, liderii occidentali, Merkel, Hollande, i-au cerut lui Putin insistent, retrageți militarii din Ucraina. Și atunci Putin a zis, hai că îmi retrag militarii, dar a sprijinit înființarea acestor structuri. Diumin, care era atunci la Ministerul Apărării, care astăzi este guvernator de Tula și care înainte fusese gardă de corp al lui Putin, se afla atunci la Ministerul Apărării și l-a sprijinit pe Prigojin. Prigojin are relații foarte puternice în sistemul militarizat din Rusia. De aici e greu de explicat cum un tip atât de bine cablat la aceste rețele a mers, că nu-i vorba de el. Bun, el e, poate să zic, doamne, un nătărău, nu pricepe lucrurile astea, dar el nu-i de capul lui. El n-a fost niciodată de capul lui. Este Prigojin sau ar putea fi cadoul pe care îl merită Ucraina? Nu știm, nu știm. Nu știm cum se va decanta Prigojin și o epopeea lui pe frontul în Ucraina. Ce am văzut în zilele respective, dacă informația e valabilă, Wall Street Journal și alte publicații americane au spus că americanii ar fi cerut ucrainienilor să nu forțeze bombardamente zilele respective, ca Putin și Kremlinul să nu interpreteze acele bombardamente și ca un fel de conspirație a Prigojin cu occidentalii și se acuze pe occidental că ar fi în spatele lui Prigojin și am văzut că n-au făcut lucrul ăsta. După ce Putin a ieșit cu declarații și Prigojin a plecat în Belarus, am văzut că ucrainienii au dat niște lovituri foarte serioase pe front, au forțat în mai multe direcții și au realizat probabil cele mai importante succese de când au început această ofensivă. Eu cred că da, n-are cum ce se întâmplă în Rusia, în zona politică, să nu spună cuvântul, pentru că și soldații respectivi se uită la știri, au văzut ce se întâmplă. Nu înțeleg, ce chestie asta? Da? Deci moralul lor cel puțin este afectat. Domnule profesor, la cine sau la ce ar trebui să fim atenți pentru a ști încotro se îndreaptă lucrurile? Asta și ultima întrebare, ca să zic. Cred că la multe, cred că la toate planurile. Mie
în momentul ăsta mă gândesc, mă aștept ca ce s-a întâmplat cu Prigozhin să fie un fel de exercițiu, o primă tentativă. Nu se așteptau nici cei care vor îndepărtarea lui Putin, nu se așteptau să meargă așa de bine. Și cred că cineva se gândește că Putin e trebuie... începutul sfârșitului? E clar că începutul sfârșitului datează de mult, de un an și ceva. Lucrurile clar evoluează în sensul ăsta. Dar cred că la nivelul elitei rusești, cred că încă nu s-au pus de acord asupra unor nume, asupra ce fac cu Putin, ce fac cu oamenii foarte apropiați de Putin. În același timp, cred că Putin încearcă să câștige timp, iese cu aceste declarații foarte favorabile armate, serviciilor secrete, dar eu nu exclu scenariul în care peste câteva săptămâni o să înceapă să zboare capete de general, să identifice pe cei care au complotat împreună cu Prigojin și să-i îndepărteze din sistem. Deja presa americană a dat săptămâna trecută un nume, Surovikin. A spus că Surovikin era înțeles cu Prigojin. În ciuda faptului că, dacă vă amintiți, vineri, înainte ca Prigojin să ajungă la Rostov, domnul Surovikin a difuzat acel video în care le cerea mercenarilor să oprească, să nu intre în conflict cu puterea, cu Kremlinul, cu informații și din felul în care lucrurile s-au mișcat. Sigur, erau niște înțelegeri pe care le avea. Nu puteai să intri acolo cu 5-7.000 de oameni să zici că ajungi până la Moscova. S-a întâmplat ceva. Probabil că decisiv a fost Putin cu discursul lui în care l-a numit rădător. Era greu să pornești împotriva lui Putin. Cred că ăla a fost momentul. Deci atunci generalii și cine mai era zis, băi, nu ne alăturăm. S-a creat precedentul, domnule profesor, odată ce a apărut un trădător, dar vor mai urma și alții. Precedentul și vor urma și alții. Cu siguranță, o chestiune de timp. Vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de mine. Mulțumesc. Să ne revedem cu bine și cu vești mai bune, poate, nu? Să sperăm. Vă îmbrățișez. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Pe curând, aici la Intervievista, un podcast despre a ști și a cunoaște. Toate cele bune! Zunivers Podcasts.